NATO a avut o primă reacție în legătură cu amenințările unui atac nuclear pe care Rusia le face la adresa Ucrainei. Jens Stoltenberg a declarat că șansele ca alianța să fie nevoită să folosească arme nucleare sunt extrem de îndepărtate. În schimb, spune că totuși ar exista consecințe grave dacă Rusia ar folosi astfel de arme. The fundamental purpose of NATO's nuclear deterrent is to preserve peace and deter aggression and prevent coercion against NATO allies. Circumstances in which NATO might have to use nuclear weapons are extremely remote. Russia's nuclear rhetoric is dangerous, reckless, and they know that if they use nuclear weapon against Ukraine, it will have severe consequences, and they also know that a nuclear war cannot be won and should never be fought. Întrebat de jurnaliști dacă totuși s-ar ajunge la un astfel de conflict, șeful NATO Jens Stoltenberg a spus că nu va dezvălui exact modul în care alianța va răspunde, dar acest lucru va schimba fundamental natura conflictului. Secretarul general al NATO a mai oferit asigurări că alianța monitorizează îndeaproape de mult timp forțele nucleare ale Rusiei și în egală măsură este importantă intensificarea cooperării între NATO și Uniunea Europeană. Reacția șefului NATO vine după ce mai multe voci, atât din Rusia, cât și din cadrul serviciilor secrete britanice, au spus că un atac nuclear ar trebui luat în calcul în cazul în care ucrainenii ar încerca să recucerească teritoriile anexate ilegal de Putin. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a respins tot zilele trecute speculațiile privind posibila utilizare a armelor nucleare rusești. Moscova poate face acest lucru doar dacă Rusia este pe punctul de a se prăbuși, a spus el la postul public TV rusesc.